În fiecare an, la nivel național, marcăm Ziua Internațională a Copilului Dispărut. Scopul acestei zile constă în sensibilizarea copiilor, părinților, opiniei publice vis-a-vis de acel fenomen precum este părăsirea voluntară a copiilor, a mediului familial, a serviciilor de protecție socială în care sunt plasați. Vreau să menționez că simbolul acestei zile îl reprezintă floarea de nu mă uita, dat fiind faptul că poartă un nume specific și totodată este foarte răspândită în această perioadă. Și în acest an venim să atragem atenția tuturor copiilor, părinților, reprezentanților legali, specialiștilor implicați în lucru cu copiii să nu fie indiferenți față de fenomenul de plecare voluntară a copiilor de la domiciliu. Școala și familia sunt mediile de creștere, dezvoltare și educare a copiilor. Aceste medii contribuie la formarea lor ca personalități. Noi suntem obligați să asigurăm un spațiu sigur, protectiv și dezvoltativ copiilor noștri. Statisticile polițienești demonstrează faptul că 97% din copiii dispăruți sunt din categoria celor care au abandonat domiciliul. Copiii consideră că cele mai bune soluții sunt în afara familiei, neconștientizând că în afară se pot confrunta cu probleme mult mai grave. Iată de ce vă îndemn să avem grijă de copii și să le explicați că fuga de acasă nu este o soluție la problemele care se confruntă, iar pericolul la care se expun fugind de acasă este destul de mare. Iată de ce folosesc acest prilej și vin cu un mesaj către părinți, către profesioniștii care activează în domeniul protecției copilului, să contribuie enorm la consolidarea rolului copilului în luarea deciziilor pe care îi privesc, consolidarea încrederii copiilor față de sine, dar cea mai importantă armă o reprezintă comunicarea eficientă cu copiii. Dreptul copilului la familie nu se rezumă doar la părinți și la casă. Copiii au nevoia și dreptul de a fi protejați împotriva situațiilor periculoase și noi avem obligația să învățăm și să împuternicim cum să ia decizii sigure și protective în favoarea lor. Copiii au nevoie de atenție, iubire și grijă. Noi suntem acei care trebuie să fim prietenoși și copiilor noștri. Iubiți-vă copiii! Nouă ne pasă de copii, susținem copiii prin comunicare și încredere. Vă îndemnăm pe voi toți să faceți același lucru.